Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Curtea Constituțională a decis ieri că legea prin care s-au făcut modificări la articolul 10 din legea referendumului este constituțională dacă asigură participarea a cel puțin jumătate plus 1 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente. Însă ministrul pentru relația cu Parlamentul, Mircea Dușa, a declarat că referendumul din 29 iulie privind demiterea președintelui Traian Băsescu se va desfășura în baza ordonanței de guvern și nu a inițiativei legislative asupra căreia s-a pronunțat Curtea Constituțională a României. În ziua de 10 iulie, plenul Curții Constituționale s-a întrunit pentru a soluționa obiecția de neconstituționalitate formulată de un număr de 71 de deputați aparținând grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a constatat că legea pentru modificarea articolului 10 din legea 3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului este constituțională, în măsura în care asigură participarea la referendum al cel puțin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente. Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică președintelui României, președinților celor două camere ale Parlamentului și primului ministru. Însă, ministrul pentru relația cu Parlamentul, Mircea Dușa, a declarat ieri că referendumul din 29 iulie privind demiterea președintelui Traian Băsescu se va desfășura în baza ordonanței de guvern și nu a inițiativei legislative asupra căreia s-a pronunțat Curtea Constituțională a României. Ordonanța de urgență spune că președintele este demis în cazul în care jumătate din cei prezenți la urne votează în favoarea acestui lucru. După întâlnirea cu ministrul educației, doamna Andronescu, premierul României a susținut aseară o declarație de presă în cadrul cărei au fost prezentate primele concluzii după analiza rezultatelor de la bacalaureat. Astfel, cităm, situația este mai mult decât îngrijorătoare. Este evident că procentul de promovabilitate la bacalaureat nu poate decât să ne dovedească că ne aflăm într-o situație extrem de gravă. O situație în care, după finalizarea unei analize temeinice, trebuie să luăm și măsuri. În opinia guvernului, primele concluzii desprinse în urma analizei realizate de echipa Ministerului Educației confirmă o problemă gravă de structura sistemului educațional, provocată în mod special de lipsa de finanțare din ultima perioadă, neconsiderarea educației ca o prioritate națională, dar și de o politică concretizată prin legea educației a fostului guvern și a fostului ministru Funeriu, o politică de distrugere sistematică a învățământului din mediul rural, în special acolo unde au fost desființate școli, acolo unde au fost cele mai afectate cadrele didactice, o politică de distrugere a prestigiului liceelor din România, cu câteva excepții, și o politică prin care s-a dorit să se dovedească faptul că școala românească nu este capabilă de a produce și performanță. În analiza Ministerului Educației se mai arată că problema numărul 1 a rezultatelor negative la bacalaureat a fost ca și anul trecut în cazul liceelor cu filiere tehnologică. Dacă în cazul liceelor teoretice rezultatele sunt mult peste media generală, liceele tehnologice s-au dovedit a fi sediul de incapacitate al bacalaureatului. Astfel, primele măsuri care se vor lua în vederea examenului de maturitate vor fi în acest domeniu. Din punctul de vedere al acestei prime analize, este foarte clar că prioritatea sau atenția principală trebuie îndreptată către aceste licee tehnologice, că trebuie luat în calcul ideea unor subiecte diferențiate, că trebuie de asemenea luat în considerare scopul final al absolvirii examenului de bacalaureat. Dacă vrei și dorești ca bacalaureatul să fie luat doar de o elită a elevilor din România, din punctul nostru de vedere, nu acesta este scopul. Elitele sunt reliefate de loturile olimpice, de rezultatele excepționale din universități, ci este vorba despre o pregătire suficientă fie pentru a merge la un mediu universitar, fie pentru a intra în ceea ce înseamnă într-o activitate de angajat sau de a desfășura mai departe o activitate productivă. Supravegherea electronică a examenului de bacalaureat va continua și în anii următori, nu în mod special pentru a combate frauda din sistemul de învățământ, ci pentru a combate actele de violență și indisciplina. După rezultatele nesatisfăcătoare de la examenul de bacalaureat de anul trecut, cu toții ne așteptam la note mai mari anul acesta. Întâmplarea face că rezultatele obținute să fie rușinoase și în această sesiune și astfel absolvenții de liceu care nu și-au trecut examenul maturității vor îngroșa rândurile șomerilor.
Rezultatele proaste de la BAC sunt interpretate în fel și chip. Cine este principalul vinovat pentru faptul că mai mult de jumătate din absolvenți au picat BAC-ul? Iată o întrebare cu răspuns multiplu. Lista posibililor responsabili este lungă. Vă invităm să urmăriți alături de noi ce părere au Alba Iulienii despre bacalaureatul anului 2012. Cine credeți că se face vinovat pentru rezultatele proaste de la BAC? Numai elevii. Vina profesorilor nu este? Un pic, da. Nu este, pentru că elevii au cărți să pot informa. Un copil care vrea să învețe nu poate să dea vina. Bănuiesc elevii în mare parte. Poate un pic și profesorii, că nu-s motivați destul. Nu? Și ce modificări crezi că trebuie să aduse pentru o mai bună desfășurare a examenelor de bacalaureat? Nu știu ce să zic, cred că și aici sunt oameni plătiți să gândească asta. Nu știu, să zic o părere personală, că poate ar deranja multă lume. Și profesorii și elevii. Ce modificări credeți că trebuie să aduse pentru o mai bună desfășurare a examenului de bacalaureat? Eu știu. Să fie și profesorii, altfel. Nu știu. Mai exigenți? Sau mai buni. Sau mai pregătiți. Da. Cine să se facă? Copii, elevii. Sunt principalii vinovați pentru rezultatele astea dezastroase? Absolut, absolut. Chefuri, cluburi, distracție, lasă dracu școala. Oare ce măsuri trebuie luate pentru o mai bună desfășurare a examenului de bacalaureat? Nu cred că se mai poate lua nicio măsură. Nu o să mai face nimic. Credeți că e prea târziu? E târziu. Nu pot să-mi dau seama. Și elevii totodată la fel ca și profesori. Și ce măsuri credeți că ar trebui luate pentru o mai bună desfășurare a examenului de bacalaureat? Mai bună pregătire a elevilor. Ce măsuri credeți că trebuie luate pentru o mai bună desfășurare a examenului? Deci să pună mâna pe carte și să învețe. Prea multă libertate. Profesorii, ei dau vina pe profesori. Mie mi se pare că profesorii își fac datoria. Elevii trebuie să învețe. Am impresia că mediul familiar și profesorul, bineînțeles. Elevii n-au nicio vină? Dacă a zis că mediul familiar, înseamnă că elevii sunt influențați de mediul din casă. Dacă ei nu sunt îndrumați sau reținiți, că majoritatea părinților zice, n-am ce să-i fac. Deci e o mare greșeală din partea părinților. Copiii că nu învață și părinții că nu-i supraveghează. Și ce modificări credeți că trebuie să făcute pentru rezultate mai bune la BAC-ul de anul viitor? Păi trebuie să fie mai serioși, să pună mâna pe carte, să lasă discotecile și prostiile și să învețe. Și părinții să-i supravegheze mai mult. Copii cam de bani gata, ăștia mai problematici. Da, da. Vă vine să credeți sau nu, avem în județ un liceu cu rata de promovabilitate zero. Vorbim despre grupul școlar Agromontan din Albac, dar sunt în județ mulți alți absolvenți din licee cu profil tehnologic care au reușit să promoveze examenul maturității în proporții extrem de reduse. Conducerea Direcției de Sănătate Publică a anunțat astăzi deschiderea la sfârșitul lunii august a două centre de permanență pentru servicii medicale destinate pacienților din Alba Iulia. Prin înființarea acestor centre se dorește reducerea aglomerării din secțiile de primiri urgențe pentru problemele de sănătate care pot fi rezolvate la medicii de familie. În județul nostru funcționează 4 centre de permanență. 3 dintre aceste centre au fost înființate după închiderea spitalelor din Ogna, Mureș, Baia de Are și Zlatna. De asemenea, la un centru de permanență care are mai multe locații, este asigurată asistența medicală pentru pacienții din zona Munților Apuseni. Noi am demarat 2 centre de permanență care, din punct de vedere al actelor, sunt finalizate. Unul sigur pe Mușețelului în Alba Iulia, unul a fost o variantă centru, o picat, căutăm alte soluții, dar ori intra banii, va trebui doar partea de juridică. Aceste centre de permanență vor fi deservite prin rotație de medicii de familie din fiecare oraș care au încheiat contracte cu DSP. Înființarea acestor centre este justificată de presiunea mare care există pe unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Alba. UPU și banii UPU-ului se duc pe patologii specificile medicului de familie. De multe ori oamenii sunt foarte revoltați, de multe ori chiar și eu eram în UPU și am orientat pacientul care a venit spre UPU. Sună-ți medicul de familie, du-te la medicul tău de familie, omul e revoltat, mă simt rău, am vin la spital, dar UPU este o secție de urgență. Județean,
adică acolo îmi intră prioritar accidente, infarcte, totul care pune în pericol viața. Sunt două camere la UPU, dacă primele îi accident și la al doilea e accident, tot UPU e blocat. Nu contează câte paturi sunt, doi medici, ei răspund de două accidente, indiferent câte paturi. Potrivit directorului DSP Alba, peste 30% din pacienții care se prezintă la unitatea primirii urgențe ar trebui consultați și tratați corespunzător de către medicii de familie. Ministerul Agriculturii intenționează să aplice un nivel redus al taxei pe valoare adăugată în morărit și panificație începând cu luna septembrie sau octombrie, a declarat ieri Daniel Botanoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Vestea bună este că din 2013 același nivel scăzut ar urma să se aplice și pentru celelalte produse alimentare. Construcția bugetului pentru anul viitor va include cu siguranță TVA de 9% la alimente, potrivit declarației ministrului Agriculturii Daniel Constantin. Ministrul Agriculturii dorește să aplice acest nivel redus al TVA în ciuda faptului că o astfel de măsură depinde de negocierile cu Ministrul Finanțelor și Fondul Monetar Internațional. Acesta a declarat în repetate rânduri că reducerea TVA pentru produse agricole va contribui la reducerea evaziunii și va ajuta producătorii agricoli din țară, iar măsura se va regăsi cel târziu în proiectul bugetului de stat pe anul 2013. Potrivit Mediafax, ministrul Daniel Constantin a afirmat în luna mai că scăderea TVA la pâine de la 24% la 9% nu va duce poate la diminuarea prețului, dar va micșora evaziunea fiscală cu 15-20%. Ministrul Finanțelor Florin Georgescu susține însă că o eventuală reducere a taxei la alimente va fi decisă după alegerile din toamnă. E vremea secerișului și agricultorii județului își cântăresc din ochi producția lapăioase. Seceta a afectat un pic și grâul, dar nici pe departe cum a făcut-o la culturile prășitoare. Așa că nu o să murim de foame, avem pâine și anul acesta. Secerișul este în plină desfășurare. Astăzi, la ieșirea din Alba Iulia spre Vințul de Jos, două combine de vârstă a treia duduiau cu elan strângător în lanul de grâu. Undeva deoparte, lângă un tractoraș cu remorcă, proprietarii terenului făceau calcule. Am intrat cu ei în vorbă. Dacă nu dă ploaia... Ai gata! Păi și la grâu e. Și la grâu, l-o strâns, uita la el, e strâns. Nu-i recoltă ca o sani. Forțat. Am văzut și la floarea soarelui, pe aici ai plăpat. Așa, trebuie să se împlinească foamea să vie. Ba, să mai ne lasă, să stătrăim. Apoi nu știm care suntem generația aia de... Sacrificiu total. Cu noi cred că începe. Aveți mult grâu? Aveți pe câte hectare aveți? Nu, no, jumătate de hectar. Aici nu avem, că fiecare are parcela lui. Parcea lui, așa câteva. Când ai noi, am pe două. Aici așa pe parcea. Pe parcele. Nu e asociație. Hectare, nu avem hectare. Dar mi-a slab că am trecut. În general, agricultorii din Alba renunță la cultura de grâu pentru cea de rapiță, întrucât este mai rentabilă, dar micii cultivatori, precum simpaticii noștri conjudețeni, își asigură cu hărnicie pâinea cea de toate zilele. În această perioadă, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Alba desfășoară controlul la fața locului la exploatațiile crescătorilor de ovine și caprine care au solicitat subvenția pe cap de animal pentru anul 2012. Vor fi verificate crotalile pentru fiecare animal, iar cei care nu au efectivele declarate vor fi sancționați cu diminuarea subvenției în funcție de neregulile găsite. În cadrul acțiunilor se controlează și existența documentelor sanitar-veterinare care atestă ieșirile din exploatație ca urmare a cazurilor de forță majoră sau a circumstanțelor naturale, precum și existența documentelor care fac dovada demersurilor întreprinse de solicitant pentru achiziționarea celui de-al doilea mijloc de identificare. Pentru orice finanțare există un eșantion de control la care se face extragerea de București și se verifice, nu se dă niciun ban verificat. Și în cazul în care, să zic, este depășită și rata de eroare este foarte mare, se extinde eșantionul de control. La nivelul județului Alba au fost înregistrate aproape 1650 de cereri pentru un efectiv de aproape 300.000 de capete de ovine și caprine. Am avut 115 dosare eșantionate în control, din care 10 sunt pe supracontrol, mai avem 20 de verificat, data limită fiind 20 august, însă un pic am urgentat activitatea asta ca să putem după aceea să trecem cu tot personalul pe plata, pe suprafață și pe teledetecția care va veni pentru zona Aiud și Blaj. Efectivul de ovine și capline pentru care s-a solicitat prima trebuie să fie menținut în exploatație la adresa menționată în cerere până la data de 20 august.
Seceta nu iartă. Au ars pur și simplu suprafețe întinse de floarea soarelui și porumb, producând pagube însemnate agricultorilor. Porumbul a început pe locuri să se usuce, iar o parte din culturile de floarea soarelui sunt compromise. Seceta prelungită dă mari bătăi de cap fermierilor din Alba. Producțiile la culturile prășitoare sunt vizibil diminuate. Chiar dacă ploaia se mai lasă mult așteptată, ar putea fi și mai rău, mai ales pentru agricultorii care nu și-au asigurat culturile. În zona Vințu de Jos, în apropierea drumului ce leagă această localitate de Alba Iulia, lipsa apei a afectat serios suprafețele întinse de floarea soarelui și porumb. Există porțiuni, mai ales acelea situate la marginea drumului, în care floarea soarelui nu mai este bună nici măcar pentru furaje, iar porumbul s-a uscat. Asta nu numai din pricina secetei, ci și din cauza praful ridicat de autovehiculele de mare tonaj ce transportă nisip și pietriș de la balastiera din zonă. Ca atare, oamenii locului sunt buni de pagubă conform zicalei. Greu la deal, cu boii mici, câteodată și la vale, musai să împingi. Vicepreședintele PDL Mircea Hava afirmă că referendumul din 29 iulie are ca principală miză democrația din România. Optimist de fel, speră că într-o bună zi politicianul va lăsa deoparte interesele personale și se va subordona celor naționale. Pentru Democrat Liberal, referendumul din 29 iulie nu înseamnă neapărat Traian Băsescu președinte, ci mai degrabă România la standarde europene, declară Mircea Hava. Că la ce am asistat până acum, n-aș putea să cred că asist după atâția ani de politică. Pot să vă spun că îmi pare rău pentru că cineva a făcut un pariu pe un stilou sau pe un pix la B1, m-am uitat un pic și am văzut pariul, că, virgulă, tot ce va spune Curtea Constituțională va fi cu totul altfel de ce, cu ce a spus acum să nu mai știu câți ani. Eu nu critic Curtea Constituțională, însă câștigam și eu dacă facem un pariu. Pentru că eu vă spun, toate amenințările, tot ce a apărut acolo, sunt chestiuni, scenarii tipice, nu românești, dâmbovițene. Hai să ne emoționăm, așa e românul, săracii, vai de sufletul lor. Asta au hotărât, ne supunem, mergem la referendum, mergem în continuare. O să vedem dacă oamenii gândesc așa cum trebuie, nu ca noi, și după referendum, după 29, viața nu se oprește în 29. Nici pentru Băsescu, nici pentru noi, nici pentru nimeni. Mergem în continuare. O să fie toamna, 2 decembrie, am înțeles că sunt alegerile. Până atunci lucrurile să vedem unde se vor duce. În opinia democrat-liberalului, politica ar trebui să însemne demersul făcut pentru binele tuturor. În momentul în care persoana marelui important om politic și lider va fi dată deoparte și el se va supune la ceea ce înseamnă politicul pe care îl generează partidul lui, eu cred că, nu cred, sigur, vom discuta cu totul altceva în România. Însă până atunci, eu aș dori să nu fiți de vârsta mea și să treacă numai un an sau doi, ca să prindeți și voi din lucrurile astea. Eu sper de 20 de ani, am sperat și înainte, sper și acum, știți cum e, speranța este ultima care moare. Pe scurt, Mircea Hava trăiește cu speranța de mai bine, indiferent de ce se va întâmpla în ziua referendumului. Premierul României, Victor Ponta, are astăzi și mâine o serie de întâlniri la Bruxelles, ocazie cu care va încerca să schimbe opinia oficialilor europeni în ceea ce privește responsabilitatea guvernului de la București. Astfel, Victor Ponta va avea o serie de întrevederi cu președintele Parlamentului European, cu oficiali ai Consiliului European, dar și cu liderul Comisiei Europene. Cea mai importantă întâlnire de astăzi a premierului român este cea cu președintele Parlamentului European, Martin Schulz. Mâine dimineață, Victor Ponta se va întâlni cu Dacian Cioloș, comisarul european pentru agricultură, iar o ultimă întâlnire va fi cu José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. Retur de Victor Ponta la Bruxelles s-a deplasat și ministrul Justiției Titus Corlățeanu, care va avea la rândul său întâlniri cu oficiali ai Comisiei Europene. În agenda sa se regăsește și o întrevedere cu Vivian Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, precum și cu doamna Catherine Day, secretar general al Comisiei Europene. Procurorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sunt urmăriți penal de DNA. Magistrații vizați sunt George Bălan și Marcel Sâmpetru, acuzați de trafic de influență. Potrivit cotidianului Gândul, procurorii George Bălan, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, și Marcel Sâmpetru, consilierul acestuia, sunt cercetați de anchetatorii Direcției Naționale Anticorupție pentru că ar fi negociat cu persoane din conducerea USL funcțiile de procuror șef al DNA și de procuror general al României. În urma celor întâmplate, aceștia au fost suspendați din funcție, dar în cazul în care faptele celor doi procurori se vor dovedi a fi reale, există varianta excluderii din magistratură. Undeva la jumătatea drumului dintre Alba Iulia și Vințu de Jos, chiar la marginea căii de acces, o echipă de studenți la arheologie condusă de lectorul universitar Aurel Dragotă scoate la iveală morminte vechi de un mileniu. Arheologii au descoperit până în prezent 23 de morminte cu inventar cu tot.
Începând din anul 2000, arheologul Aurel Dragotă, lector universitar, doctor la Departamentul Arheologie, Patrimoniu și Teologie din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, vine an de an cu studenții pentru a descoperi morminte datând din secolul XI. O necropolă creștină, mă rog, care se leagă de, sau mă rog, înhumările aici au început undeva post-evenimentul din anul 1002-1003, când regele Ștefan I a pătruns în Transilvania. Foarte probabil că în acel context s-a produs o ruptură în cadrul comunității din Alba Iulia și o parte din acea comunitate probabil s-a retras în această zonă și au folosit acest loc de la izvoare drept necropolă. În inventarul celor peste 20 de morminte scoase la iveală, arheologii au descoperit și emisiuni monetare din timpul regilor Ștefan I, Petru I și Andrei. Chiar anul trecut am avut un mormânt de femeie cu 3 oboli depuși în mormânt, toți de la Andrei I, unul în cavitatea bucală și două monede de mână, în mâna stângă, corelate cu alte piese de inventar funerar, respectiv inele de buclă din argint, inele pentru deget, inele torsadate, realizate tot din argint și inele de păr cu extremitate nes. Zona a mai fost folosită și în preistorie de către comunitățile halstatiene. Există în acest sens anumite descoperiri, respectiv vase ceramice, care au fost dezvălite și anul trecut și anul ăsta se pare că suntem din nou pe un asemenea complex halstatian. Toate materialele sunt recuperate și predate Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Arheologul Dragotă și cei 15 studenți sibieni vor face săpături în zonă până la sfârșitul lunii iulie. Viorica Călin, funcționarea de la Casa de Pensii Alba, inculpată în dosarul pensiilor ilegale, a părăsit arestul preventiv după 10 luni de detenție. Împreună cu aceasta, alți 3 inculpați au fost eliberați prin decizia magistraților de la Curtea de Apel Alba Iulia. Prin sentință definitivă, Curtea de Apel Alba Iulia i-a eliberat din arest pe Marian Cosmin Toma, Ionel Toma, Vasile Dacian Pop și Viorica Călin. Au rămas după gratii cei 3 inculpați considerați liderii grupării, Sabin Coasian, Constantin Toma și Vasile Toma. Magistrații au impus în cazul inculpaților eliberați interdicția de a părăsi țara. Cei 4 au stat în arest preventiv aproape 10 luni. În dosarul cunoscut opiniei publice ca dosarul pensiilor ilegale, 6 din cei 7 inculpați care erau judecați la instanța de fond Tribunalul Alba în stare de arest preventiv au formulat recurs împotriva hotărârii Tribunalului Alba de menținere a măsurii arestării preventive. Curtea de Apel Alba Iulia a admis recursurile pentru 4 dintre inculpați, inclusiv pentru fost angajat a Casei de Pensii Alba, pentru care a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura de a nu părăsi țara. Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia este definitivă, inculpații au fost puși în stare de libertate și ei vor fi judecați în continuare în stare de libertate, 3 dintre inculpați mai rămânând în continuare să fie judecați în stare de arest preventiv. Gruparea a fost destructurată de procurori în toamna anului trecut. Liderii grupării, inculpații Toma Constantin și Coasian Sabin, împreună cu ceilalți membri, au acționat pe raza județelor Alba, Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Maramureș, Satu Mare, Teleorman, precum și pe raza municipiului București, fiind specializați în falsificarea de dosare de pensie, falsificarea de diplome de studiu și alte acte oficiale. În acest dosar au fost trimise în judecată la Tribunalul Alba 167 de persoane, majoritatea fiind beneficiari de pensii ilegale și ai unor acte de studii false. Prejudiciul total se ridică la 2,4 milioane de lei. 14 persoane au fost sancționate de jandarmii din Alba Iulia în ultimele zile. Majoritatea sancțiunilor au fost acordate pentru pătrundere ilegală, dar și pentru scandal și consum de alcool în locuri publice. 10 persoane au fost sancționate contravențional de jandarmi deoarece au pătruns ilegal în incinta fostei fabrici Refractara. Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, iar echipajul de jandarmerie a intervenit în mai puțin de 7 minute. Conform propriilor spuse, cei 10 cetățeni domiciliați în municipiul Alba Iulia au intenționat să colecteze fier vechi pentru a-l valorifica ulterior în interes personal, dar promptitudinea apelului la 112 și viteza de reacție a colegilor mei i-au împiedicat să-și ducă planul la bun sfârșit. La fața locului a fost identificată o femeie și 9 bărbați cărora le-au fost explicate consecințele legale ale faptei săvârșite și au fost îndrumate să desfășoare o activitate lucrativă în acord cu normele de conviețuire în societate.
Totodată li s-a pus în vedere că în caz de recidivă riscă să fie sancționați cu amendă cuprinsă între 500 și 1500 de lei. Mai apoi, un bărbat în vârstă de 25 de ani din Alba Iulia a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 100 de lei, deoarece a fost surprins consumând alcool într-un loc public. În cursul zilei de ieri, alte 3 persoane au fost sancționate de jandarm cu avertizmente scrise și cu amenzi contravenționale pentru scandal și injurii în locuri publice. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pune la dispoziție locuri de muncă în străinătate în mai multe țări din Europa. Persoanele interesate sunt așteptate la sediul agenției pentru consultarea ofertelor. Printre țările cu cele mai multe locuri de muncă se află Austria, cu 20 de posturi disponibile în meseria de drujbist. Se dorește o experiență de minim 2 ani, cunoștință de limba germană și se oferă un contract pe o perioadă de 6 luni. În Danemarca sunt așteptați 30 de lucrători stagiari calificați în ferma de animale și un medic radiolog. Este importantă cunoașterea limbii engleze și se oferă contract pe perioadă determinată. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru manipulanți de mărfuri. Este necesar permis de motostivuitorist. Un avantaj în ocuparea locului de muncă îl reprezintă cunoașterea limbilor rusă, cehă, dar și engleză. De asemenea, se pot ocupa locuri de muncă și în Cipru, în meseria de bucătar, cosmetician și frizer. În Germania sunt disponibile locuri pentru asistenți medicali, iar în Norvegia pentru reparatori acoperișuri plate. Oferta completă se poate consulta pe site-ul ANOFM, pagina EURES sau la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. La sfârșitul săptămânii trecute au avut loc în Turcia campionatele europene de alergare montană. Lotul României s-a deplasat la competiție cu 4 sportive, dintre care 2 legitimate la clubul sportiv Unirea Alba Iulia. Alina Boholțan și Roxana Duț au pus umărul la obținerea locului 6, loc ce a mulțumit atât sportivele cât și Federația Română de Atletism. Una dintre atletele românci, Alina Boholțan, a declarat că a fost o probă foarte grea, dar locul obținut de echipă a fost unul pe măsură. A fost greu, obositor. Am mers cu un microbuz, am făcut multe ore de drum, pe drum, nu ne-am prea odihnit, a fost foarte cald, dar până la urmă a ieșit bine. Locul 6 cu echipa și eu am venit pe locul 26 la individual. Și colega ta? Pe 24 la individual. Antrenorul fetelor, Gabriel Avram, este foarte mulțumit de prestația fetelor. Echipa de feminină de alergare montană a României a ocupat locul 6 la aceste campionate europene, un obiectiv atins al federației. Deci Federația Română de Atletism a avut fixat ca obiectiv clasarea senioarelor în primele 6. Deci din punctul ăsta de vedere putem spune că suntem foarte mulțumiți. Chiar dacă a ocupat poziția 6 în clasamentul final, antrenorul Gabriel Avram declară că această performanță a fost obținută în condiții foarte dificile. Aceste fete nu au beneficiat de niciun fel de pregătire centralizată, de cantonament. Ba mai mult de atât, în ultimele 3 luni nu au mai beneficiat nici de organizație de efort, de susținătoare de efort și în plus s-au adăugat o deplasare extraordinar de obositoare făcută cu un microbus, deplasare care a durat 24 de ore, la care s-a mai adăugat și drumul de la Alba Iulia la București. Cu toate că nu sunt susținuți cum ar trebui, sportivii clubului aduc medalii și diplome frumoase pentru Unirea Alba Iulia. Astfel, dacă 2 dintre atletele lotului național al alergare montană au fost din cadrul clubului unirist, un alt sportiv legitimat la Alba Iulia a reușit o performanță frumoasă tot în finalul săptămânii trecute. Astfel, Tamaș Boia a câștigat maratonul la Pusenia 2 ore consecutiv. Antrenorul sportivului Marius Angel s-a declarat foarte mulțumit de prestația elevului său, pe care speră să îl vadă într-o finală de campionat mondial la această ramă atletismului, fapt ce ar însemna o performanță istorică atât pentru club cât și pentru sportiv. Echipa de fotbal feminin Club Sportiv Navobia Alba Iulia va fi antrenată în primul sezon din Liga 1 de fostul unirist Cătălin Popa. Alexandra Marian va rămâne antrenor secund, însă va fi alături de fete și pe teren. Conducerea echipei dorește ca în primul an să întărească legăturile la echipă și să omogenizeze lotul.
Președintele clubului este foarte mulțumit de noul antrenor pe care îl vede omul potrivit la locul potrivit. A fost la amicalul de acum două luni cu Baia Mare. Fratele dânsului este președintele clubului de la Baia Mare. Dinalui a jucat fotbal, a fost portarul echipei Unirii Alba Iulia în perioada 80, anii 80-90 și a manifestat dorința să ne ajute chiar și ca și antrenor de portarie. După câteva antrenamente m-am gândit că este o bună oportunitate, un bun moment de a face mai mult. Și-a dorit, îi place foarte mult, este foarte pasionat și n-am gândit că este cel mai bine în felul ăsta. Silviu Miron a declarat că proiectul echipei și pasiunea l-a determinat pe Cătălin Popa să preia echipa. Atmosfera de la fotbalul feminin este una foarte diferită de cea a băieților, astfel antrenorul va fi mai liniștit și va putea să-și desfășoare activitatea în condiții optime. Cât despre echipă, președintele a declarat că este mulțumit de ceea ce a realizat până acum. În cea mai mare parte, da, sunt 22 de jucătoare, dintre care 3 sunt încă junioare. Junioare ar însemna sub 19 ani, dar practic eu înțeleg sub 16 ani pentru fete, că majoritatea echipelor din Liga 1 au fete sub 19 ani și nu le privește nimeni ca și junioare. Sunt oficial, dar sperăm să putem relua antrenamentele, suntem foarte încântați de potențialul lotului, deși am mai aștepta două răspunsuri. În cadrul știrilor sportive de mâine veți afla unde doresc cei la Navobi să joace meciurile oficiale și unde se vor antrena pentru meciurile din prima ligă feminină. Steaua a terminat aseară seria amicalelor susținute în Austria. Jucătorii pregătiți de la Orețiu Reghencamp au învins pe nemții de la Allen cu scorul de 2-1. Golurile steliștilor au fost marcate de Florin Gardo și Adi Rocea. Următorul meci a trupei roșii-albastre va fi amicalul de prezentare a echipei împotriva formației bulgare Litex Loveci, care va avea loc duminică de la ora 20:45 de minute pe stadionul Ghencea. Cu toate că i-au învins pe nemții din Liga a doua germană, steliștii nu au arătat ca o echipă imbatabilă. Ca de fiecare dată, problema stelei a venit de pe partea dreaptă, unde Dumitraș nu a reușit să se acomodeze cu locul din echipă. Gardoș a înscris primul gol al partidei după o centrare la Borceanu, însă steliștii au fost egalați repede dintr-un penalti. Adi Rocea a închis tabela cu un gol după o acțiune frumoasă în urma combinației acestuia cu Balan. Steliștii vor reveni în țară, iar duminică pe Ghencea va fi prezentat lotul de jucători. Jucătorii roșii-albaștri vor înfrunta echipa antrenată de marele Hristov Stoichkov, Litex Loveci, în aceea zi. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică meteo. Avem parte în această seară de cer variabil, iar manifestările de instabilitate atmosferică se vor semnala doar izolat, cu precădere la munte. Temperaturile maxime au valori cuprinse între 27 și 37 de grade, iar cele minime se situează între 13 și 24 de grade, ușor mai scăzute în depresiuni. Așadar, observă mercurul din termometre situându-se în această seară în jurul valorii de 26 de grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 27 de grade la Sebeș, 25 de grade la Blaj și 20 de grade Celsius, înregistrează termometrele la Câmpeni. Valorile nocturne, în ușoară scădere, se vor situa în jurul a 19 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 20 de grade la Sebeș, 18 grade la Blaj și 15 grade Celsius, vor înregistra termometrele la Câmpeni. Mâine vremea va suferi modificări, va fi în general instabilă în majoritatea zonelor, unde vor fi înorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului plus condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 26 și 37 de grade, iar cele minime între 14 și 24 de grade. Așadar, aproximăm valorile zilei de mâine, oscilând în jurul a 31 de grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 32 de grade la Sebeș, 30 de grade la Blaj și 28 de grade Celsius, vor înregistra termometrele la Câmpeni.
Vremea redevine călduroasă vineri. Cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiaza și seara, îndeosebi în zona de munte, unde pe arii restrânse ne vom confrunta cu instabilitatea atmosferică. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 27 și 35 de grade, iar cele minime se vor încadra între 14 și 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!